Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Brașovul Actual. Lucrările de modernizare în municipiul Secele continuă, dar în ce stadiu sunt acestea aflăm chiar de la primarul municipiului Secele, domnul Virgil Popa. Bună seara și bine ați revenit în studioul bună nostru. Bună seara, mulțumesc de invitație. Domnule primar, aveți multe proiecte, multe lucrări, dar observ că vă deranjează animalele sălbatice, urși. Și aș vrea la început un pic să vorbim despre această situație, o problemă la dumneavoastră municipiu. Este o problemă destul de gravă, să știți, și am avut acum câteva săptămâni o conferință de presă chiar la prefectură. Am înștiințat că situația poate scăpa de sub control. De cum a venit primăvara, urșii au coborât din munte. Sigur, nemai având mâncare, au coborât către zona urbană, creând mari probleme în mai multe zone din Săcele, în zona Dâmbu Morii, în cartierul Baciu, în cartierul Turcheș și în cartierul Satul Lung. Am făcut adrese încă în luna martie. Intră în gospodării, la găini, la animale, vă dați seama, oamenii să-și sperie. Vă dați seama ce măsuri poți să iei când vezi un urs în curte sau în grădină. Dar nu a fost atacat nimeni. Din fericire, până acum, nici o persoană n-a avut de suferit și sper că nu va avea nici în viitor. Noi am făcut adrese începând cu luna martie la cele entități care se ocupă de această chestiune. Mă refer la cele trei entități care păstoresc fondurile de vânătoare de pe raza Oate-Săcele. Mă refer la RPLP Kronstadt, cei de la silvicultură și Asociația Pescarilor și Vânătorilor din Brașov. Să lase așteptate măsurile, s-ar părea că și legea undeva este restrictivă vis-a-vis de a recolta, că acum așa se cheamă, acești urși. Am discutat și la jandarmerie și la prefectură, am primit două adrese de la dânsii. Sigur, să încercăm să luăm măsurile pe care putem noi să le luăm la nivel de primărie și în special cu poliția locală. Doar atâta putem face noi. Dar situația riscă să scape de sub control dacă nu se iau măsuri urgente, ori de relocare acestor urși, adică să fie prinși, duși în alte zone, undeva în zona de munte, sau dacă sunt chiar foarte mulți, din câte am înțeles, sunt într-un număr destul de mare, să fie recoltați așa cum spune legea lor actuală. Dar am înțeles că pașii sunt destul de greoi vis-a-vis de a lua aceste avize de la minister pentru a fi recoltați. Au mai fost astfel de probleme în anii trecuți, din ce știți dumneavoastră? Au fost, dar foarte rar, dar anul acesta e ceva special, s-ar părea. Nu știu, eu cred că sunt deja foarte mulți urși. S-au înmulțit într-un număr atât de mare și legea, ați văzut, că nu mai permite împușcarea lor decât sub un control destul de strict și sigur sunt foarte mulți urși pui. Am văzut, deci din câte am înțeles, sunt pui de un an, doi și aceia fac, mă rog, sperie lumea și sigur intră în ograda la oameni și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Probleme cu mistreții? Mistreții parcă sunt mai mulți ca niciodată. Din fericire, ei nu ajung în zona urbană, sunt doar undeva în zona limitrofă, dar sigur fac stricăciuni la pășuni și chiar și în grădinile oamenilor. Și aceia sunt destul de mulți la ora actuală, mistreții, porcii mistreții. Repet, eu sper ca cei care sunt în măsură să poată lua măsurile necesare să o facă cât mai repede. Da, ca să nu mai aveți probleme nici cu urși și nici cu mistreții. Exact. Iată, cum spuneam și la început, lucrările continuă la dumneavoastră în Secele, e un adevărat șantier în continuare, iar bulevardul Brașovului a fost închis de curând. Ce ne puteți spune? Cum spuneam și acum un an, următorii trei ani la Secele va fi un șantier întreg. În special pe zona de bulevarde, Bulevardul Brașovului, Bulevardul Libertății și Bulevardul George Marianu și nu numai, vor fi lucrări specifice și speciale de infrastructură, mă refer la lucrări de apă canal, rețeaua de gaz metan este finalizată, mai sunt câteva lucrări care sper să poată fi finalizate în cursul acestei luni,
pe bulevardul George Moreanu, mă refer la refacerea zonei de șosea și sigur lucrări importante pe rețeaua electrică de alimentare, în special pe lucrări de a poza liniile subteran. Vor fi lucrări de amploare, dar trebuie să făcute acestea. Cât timp rămâne închis acest bulevard? Bulevardul, noi sper să-l deschidem undeva în maxim o săptămână. Zona între Podârste și stația din Baciu. Sper ca maxim undeva pe marțea viitoare să fie dat drumul la circulație. Domnule primar, ce se întâmplă cu spitalul? Am tot vorbit despre spitalul municipal din Săcele. Iată că după atâția ani se redeschide acest spital. A fost închis în anul 2011, așadar după 6 ani se redeschide. Pot spune cu mare plăcere că am la începutul lunii iulie. Am învins, da. Deși era targetul sau termenul limită 1 iulie, asta este, procedura a fost destul de greoaie. Pe 19 iulie îl redeschidem. Vor fi și invitații speciale în acest sens. Am învins, cum spuneam mai devreme, și în același timp am înfrânt un sistem. Un sistem foarte greu. Nu mă așteptam ca într-un an de zile, sau să dureze un an de zile acest proiect, deși mi-am luat o marjă de siguranță de un an de zile, deci din iunie până la 1 iulie, speram să se întâmple mai repede. Repet, sunt proceduri destul de greoaie, un sistem greoi. Parcă cuiva era teamă să dea drumul la acest spital. În final am reușit. Cu multă muncă, de multe ori să știți că parcă mă luptam singur. Dar știți cum e. A trecut, se va redeschide pe 19 luna aceasta. În prima fază, pe zona de ambulatoriu cu 7 specialități și aici putem discuta și le putem și enumera. E vorba de medicină internă, cardiologie, chirurgie, ginecologie, oftalmologie, ORL și pediatrie și spitalizare de zi, urmând ca în maxim 3 luni de zile să avem și spitalizare continuă. Adică spitalul să fie cu saloane, să sperăm cu pacienți care să nu fie chiar foarte grav. Cazurile grave, sigur, vor fi direcționate către Spitalul Județean. Eu sper să nu fie cazul. Aveți medici, asistente? Toată structura de personal este deja formată. Repet, spitalul arată impecabil, dotat nu numai ca aspect curățenie, reparații, ci și cu echipamente, mobilier. Structura de personal așteaptă pacienții începând cu data de 19 iulie. Acum că s-a ajuns la final, cât s-a cheltuit, domnule primar, cu redeschiderea acestui spital? Avem și o sumă exactă, 720.000 de lei. Până acum, cu tot ce a însemnat partea de reparații, de echipamente puse în funcțiune. În plus, am alocat prin rectificarea bugetară de acum o lună o sumă de 1.400.000 de lei împărțită în două. E vorba de 600.000 de lei aproximativ pentru investiții în echipamente viitoare și 800.000 de lei pentru buna funcționare. Inclusiv, dacă este cazul, pentru plata timp de două luni a medicilor sau cei care vor lucra la spital. Legea permite în acest sens. Așadar, ați învins sistemul. Am învins un sistem, da. Spuneți-mi ce alte proiecte aveți. Știu că aveți un proiect foarte mare și în Valea Largă. Despre ce este vorba? Da. Valea Largă, cei care cunosc, acolo a fost prima trambulină de sărituți cu schiurile din România. Din păcate, după anii 90, aceasta a fost uitată. Acum este în paragină. Avem un proiect destul de interesant în acea zonă. De fapt, este un proiect care s-a depus la Ministerul Turismului acum câteva luni. Este o solicitare și un studiu de fezabilitate. Este un proiect la un domeniu schiabil compus din 3 trampoline de sărituri, K15, K35 și K64. De fapt, vor fi niște trampoline rezervă pentru cele de la Râșnov sau de antrenament, precum și o pârtie de schi care va avea o lungime de 820 de metri cu o diferență de nivel de aproape 200 de metri în aceeași zonă. De ce vrem să facem acest proiect? Acest proiect, ca o valoare,
totală, este estimat undeva la 3.350.000 de euro, plus încă 1.300.000 de parte de trambuline, deci ne apropiem undeva la 5 milioane de euro. Foarte mare. Este un proiect mare, un proiect interesant și eu cred că Săcelele are nevoie de acest proiect și nu numai, pentru că turiștii care, ați văzut că în Poiana Brașov de multe ori este plin sau accesul este dificil și creăm încă o oportunitate în zona Săcele. Apropo de turiști și de siguranța turiștilor, înțeleg că intenționați să înființați serviciul Salvamont. Ce ne puteți spune pe partea aceasta cu în ultimele luni am văzut o mică dispută la nivel de Consiliul Județean față de serviciul Salvamont, pe care încă dânsii îl gestionează. Ba că nu se mai poate, ba sunt condiții grele și sigur Săcelele fiind al doilea OAT ca mărime din România, cu o suprafață foarte mare, cu trasee turistice foarte multe, aproape 60 de trasee turistice, sigur că nu ne este indiferent dacă turiștii sunt sau nu în siguranță. Chiar acum 2-3 ani a fost un eveniment la telescaunul Bunloc, unde au rămas turiștii agățați și era chiar frig. Și sigur că trebuie neapărat să găsim acele soluții bune pentru a crea siguranță turiștilor și de ce nu să creăm acest serviciu Salvamont la nivel de municipiu. Vor fi niște costuri suplimentare, dar trebuie să ni le asumăm. În prima fază va trebui să schimbăm organigrama de funcționare a primăriei. Se va întâmpla undeva prin toamnă, luna septembrie-octombrie, să creăm structura de personal și undeva la începutul anului viitor sperăm să devină operațională. Sunt niște costuri, dar ni le asumăm, repet. Ca și personal, nu vă ascund faptul că la ora actuală sunt 6 săceleni care lucrează la Salvamont, la Consiliul Județean. 4 sunt angajați cu forme legale și sunt 2 voluntari. Sigur că îi vom prelua la Săcele și vom crea acea structură de care făceam vorbire. Și revenind la turiști, cum stați cu numărul turiștilor în această perioadă? Vin turiștii la Săcele? Vin turiștii. Să știți că avem aceste două obiective foarte interesante. E vorba de Canionul 7 Scări și Tiroliana. La nivelul anului trecut, turiștii au ajuns undeva la peste 65.000 de turiști și cred și sunt în creștere anul acesta. Acolo sunt încă 2 proiecte în zona Dâmbu Morii. E vorba de mărirea acelei tiroliene, de dublarea lungimii ei, precum și de proiectul de la Cascada Tamina. Un proiect ambițios, un proiect promovat de Regia Pădurii Săcele, un proiect care este un pic la ora actuală blocat, dar sper să fie deblocat și să-l putem realiza. Ce se mai întâmplă cu programul de replantare? În ce stadiu se află? Programul acesta a fost finalizat în primăvară, în luna aprilie. Anul acesta am insistat și s-au și plantat peste 17 hectare de pădure, cu un total de peste 76.000 de puieți. Pentru anul viitor ne propunem să dublăm această suprafață la 35 de hectare, pentru că nu putem exploata în fiecare an și să nu replantăm. La noi, la Săcele, lucrurile stau bine în această privință. S-a exploatat rațional totul. Adică nu vedem versanții rași, ci totul se face cu cap, cum se zice. Dar sigur că trebuie să și replantăm. Și asta vom face începând și de anul acesta și la anul vom continua mărind această suprafață. Dar dacă tot am ajuns la păduri, știu că din toamnă va funcționa și un depozit de lemne de foc pentru Săcele, de unde își pot achiziționa. La Săcele cerința de lemne de foc este foarte mare. Anul trecut n-au ajuns lemnele de foc și am luat decizia să creăm acest depozit de lemne de foc. El va fi funcțional cu 1 septembrie. Sper să fie 1 septembrie acum și va fi un depozit pe o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați pe zona fostului CAP de la satul Lung. Un depozit unde vor avea acces în prima fază toți săcelenii. Dacă, sigur, vor rămâne lemne, vor avea acces și alții din alte zone. S-a și stabilit acum o lună, în cadrul Consiliului Local, prețul pentru acest lemn din depozit la 171 de lei. Este un preț, zicem noi, un preț bun, corect pentru săceleni,
Am văzut și prețurile pe care le practică unii operatori privați, undeva la peste 200 de lei. Deci, noi credem că este un preț accesibil pentru săceleni. Și cu rampa de gunoi? Rampa de gunoi de sub Obrești, da. Domnule primar, că la 1 iulie exista un termen. Exista un termen. Rampa de gunoi și urmau să se aplice acele penalizări. Eu sper să nu vină amenziile. Eu sper să nu vină încă acele amenzi și penalități. Noi ne-am mișcat în ultimele luni. Suntem la final cu studiul de fezabilitate. Eu cred că la finalul acestei luni va fi gata, urmând să demarăm procedura de achiziție de lucrare undeva în septembrie-octombrie să ne și apucăm de lucrare. Din primele estimări, lucrarea costă undeva în jur de 1.400.000 de euro. O să avem discuții și la Ministerul Mediului, poate vom fi sprijiniți cu această sumă sau măcar o parte din sumă. Dacă nu, cu fondul propriu trebuie să le facem, pentru că suntem obligați să facem această lucrare. Și eu sper că la finalul anului viitor să finalizăm această lucrare. Ce faceți dacă vin totuși acele penalizări despre care ne vorbeați? Dacă vin acele penalizări, cum am spus-o și acum câteva luni, ne vom îndrepta către acele entități care nu au fost în stare până acum să gestioneze această lucrare și aici mă refer la Asociația ADI Somediu, care avea sarcină foarte clară să închidă această rampă de gunoi până în anul 2016. Nu s-a întâmplat, trebuie să-și asume și această chestiune. Eu sper să nu fie cazul. Ce mai faceți în zona Gârcini? E o zonă, știm cu toții, cu multe probleme și știu că aveați mai multe proiecte pentru această zonă, proiecte care se ridicau la suma de 7 milioane de euro. În ce stadiu sunt aceste... O veste bună, am primit-o chiar ieri vis-a-vis de zona Gârcini. Noi am realizat un proiect de strategie pentru zona Gârcini, un proiect pe fonduri europene, proiect care l-am câștigat, de vorba de 50.000 de euro. Urmează ca în următoarele luni să realizăm această strategie pentru cartierul Gârcini, strategie care înseamnă, în primul rând, un recensământ local, făcut la sânge, pentru că trebuie să știm exact acolo câți oameni sunt. Acum nu știm exact că sunt acolo. Nici cu aproximație? Nici cu aproximațiile, pentru că datele care le avem oscilează între 10-11.000, 12-13.000. Vă dați seama, dacă discutăm între 10.000 și 13.000, 3.000 de oameni, cât o comună. Și trebuie să știm exact câți oameni sunt acolo în cartierul Gârcini, să vedem câți bărbați, câte femei, câți copii. Deci va fi un studiu mult mai amplu. Ce nevoi sunt în acea zonă. Urmând ca să finalizăm această strategie, zic eu, până la finalul anului și să accesăm proiecte pe fonduri europene în valoare de 7 milioane de euro. Eu cred că acestea vor fi accesate începând cu anul viitor, undeva în jur de 4 milioane pe zona de infrastructură și 3 milioane pe zona educațională. Acolo avem și un proiect mare, e vorba de școală, un corp de școală nou în Gârcini și acel studiu este finalizat, studiu de fezabilitate. Proiectul vom depune la Ministerul Dezvoltării în această toamnă-iarnă. Sperăm că va putea fi finanțat un proiect de, repet, 5 milioane de euro și acesta. Deci, vedeți că sunt sume enorme, sunt bani foarte mulți. Singur nu o să putem face la nivel de municipiu. Eu sper, cu ajutorul guvernului sau pe fonduri europene, să putem realiza aceste lucrări majore de investiții și în acest cartier, pentru că și acolo va trebui un pic ridicat standardul. Așa este. Pentru că altfel nu putem să integrăm, plecând, în primul rând, de la școală, de la educație. Ce alte proiecte mai aveți, domnule primar, în perioada imediat apropiată? Avem proiecte în cartierul Movilei, reabilitare, iluminat stradal, un proiect destul de important, în valoare de aproape 500.000 de lei. Avem proiectele mari pe zona Apă Canal, în cartierele Baciu Turcheș. De fapt, un contract este deja semnat cu Ministerul Dezvoltării, un contract în valoare de 4 milioane de lei pentru alimentare cu apă. Am depus toate documentele pentru a realiza și lucrările de canalizare în aceeași zonă, pentru că nu ar fi bine să facem întâi apa și peste un an să venim cu canalizarea pe aceeași zonă. Vor fi două săpături, ceea ce nu este normal.
Și avem un proiect mare, 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 tot pe zona de apă canal, care înseamnă tot cartierul Baciu și Turcheș, un proiect care însumează undeva în jur de 32 de milioane de euro. Proiecte care sunt deja depuse la Ministerul Dezvoltării pe programul PNDL2. Sigur că acum au fost probleme legate și de guvern, de schimbarea guvernului. Un pic ne-au întârziat proiectele, dar eu sper să le reluăm și să intre deja pe făgașul normal. Deci acum aveți și multe proiecte, aveți și multe evenimente pentru locuitorii din Săcele, cum a fost și Nunta de Aur, despre care vreau să discutăm, dar înainte vreau să vă întreb când se deschide centrul multicultural din Săcele. Da, discutăm iarăși de acest centru multicultural de luni bune. Ați primit acel aviz despre care mi s-a promis că zilele acestea mi se va da acest aviz în final de la cei de la ISU. Știu că trebuie să avem totul conform. Am depus iarăși alte documente solicitate. Eu sper că acum să fie ultimele. Noi dorim ca centrul să-l deschidem chiar cu ocazia manifestărilor de Sântilie, despre care o să vorbim cât de curând. Eu sper că în câteva zile să avem și acest aviz, ultima aviz de la ISU. Da, sunt manifestări în Săcele. Cum spuneam, de Sântilie, pe data ați de... Ați avut Nunta de Aur. Nunta de Aur, o premieră. O premieră. Să știți că am văzut și noi cum au făcut alții în alte localități și zic, de ce să nu facem și noi? Am avut și un sponsor în acest sens. Au fost în jur de 74 de familii. A fost foarte interesant. Oamenii la vârsta de peste 70 de ani au simțit și că sunt băgați în seamă. Pentru că și nu au fost uitați. Și nu au fost uitați, exact. Pentru că după o viață de om merită un pic să fie și ei strânși și să se discute cu ei, să li se dea acea doză de încredere că încă nu i-a uitat nimeni. Și să știți că s-au distrat extraordinar. Asta-i a fost bine. Chiar vinerea trecută. Da, a fost un moment deosebit și în același timp unul emoționant, să știți. Când am văzut oameni în vârstă care le dădeau lacrimile pentru că au fost premiați, au avut diplome. Da, a fost un eveniment frumos la prima ediție și sper să o ținem așa și în anii ce urmează. Urmează așadar în data de 20 iulie un alt eveniment important la dumneavoastră. De Sfântul Ilie. Este, de fapt, cea mai mare sărbătoare din Săcele, se cheamă Sântilia. Anul acesta vor fi 4 zile de manifestări, deci am pus încă o zi în plus. E vorba de ziua de joi, 20, 21, 22 și 23 iulie, joi până duminică. Ziua de joi este ziua destinată copiilor, tineretului. Vor fi manifestări foarte interesante, cu jocuri de copii. Noi așteptăm cu drag pe toți săceleni și nu numai să participe la această manifestare tradițională frumoasă săceleană de Sântilie, care nu este numai a mocanilor, este a tuturor săcelenilor. E foarte important. Și vorbim despre un eveniment, așa cum spuneați, cu tradiție. De câți ani se organizează acest eveniment? Discutăm de anii 30. Din anii 30, sigur, Asociația Izvorul din anii 30 organiza această manifestare și, sigur, până în ziua de azi, pe vremea comunismului, se chema Târgul Feciorilor. I-au schimbat denumirea, dar după anii 90 s-a revenit la vechea denumire și eu sper să fie anul acesta o sărbătoare mai frumoasă și mai amplă decât cea de anul trecut. Alte evenimente pentru săceleni în perioada următoare? Evenimente, sigur, ținem cont de tot ce înseamnă solicitări din partea unor organizații vis-a-vis de curse de mountain bike sau curse de motocross. Chiar acum, în acest weekend, avem o competiție enduro, da, în zona Ciucaș. Și noi primăria, sigur, suntem parteneri în această acțiune, sprijinim cu salvare și cu tot ce este poliția locală această competiție. Sunt dar multe evenimente pentru săceleni, pe de o parte, pe de altă parte, poate sunt deranjați de lucrările care se fac acum în municipiu. Știu că există un disconfort, nu numai al săcelenilor, ci și cei care tranzitează Săcelele, dar fără aceste lucrări nu se poate. Nu se poate. Eu sper să trecem cât mai repede peste aceste lucrări, peste aceste șanturi și canale, pentru că sunt săpături, nu avem ce face.
urmând ca probabil că de la anul să arată altcumva săcelele. De fapt, acum, dacă ați fost prin centru, cred că de câteva luni arată altcumva centrul municipiului Săcele. Mult mai frumos, mai primitor pentru Săcele și nu numai pentru ei, ci pentru toți turiștii. Când se vor încheia toate aceste proiecte despre care ne-ați vorbit astăzi? Bulevardele principale, care sunt cele mai importante. Eu sper că tronsonul între Podârste și Turchie să fie finalizat anul viitor, adică cu tot ce înseamnă mobilier stradal, asfalt nou, urmând ca zona între Turchie și Cernatu, deci către centru, să-l facem în 2019. Deci vor fi multe lucrări de infrastructură care nu se pot face peste noapte. Și sigur, șantier va fi în toate zonele până în 2020. Asta este. Nu am ceva de așteptat, dar măcar vor fi aceste lucrări trebuiau făcute în ultimii 27 de ani. Din păcate, trebuie să le facem noi. Sau din fericire, asta este. Ni le-am asumat și le ducem până la capăt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar, pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, rămâneți cu bine și în actualitate. Sunt Diana Goșman, vă doresc o seară excelentă. La revedere!